Că prin tot orașul și în cartierul Policlinică, asfaltul de pe carosabil este ciopărțit la fiecare pas. Gropile sunt la el acasă și multe dintre așa zisele facilități, începute pentru locuitorii din zonă, nu au mai fost finalizate. Singurul lucru cert prin zonă este muzica, mai ales în zona blocurilor T. Era de cuțit o singură potecă, care se ieșea în partizan acolo. Și nu puteai să treci de aici, să intri până la genicul cu noroiul care era. N-aveai, și l-a lăsat așa, e de o lună de zile. Și altul ăsta care este, iar la fel, nu l-a acoperit. Și mai este acolo aia de canalizare de la ăștia cu căldura sau cu cine fi, nu știu. Vii cu mașina, zdrang, poți să cazi acolo. O altă nemulțumire a locuitorilor din cartierul Policlinică ține de amplasarea locurilor de depozitare a gunoiului menajer, care sunt foarte apropiate de blocuri și emană mirosuri neplăcute ce pătrund în casele locuitorilor. Ce s-a întâmplat? Nemulțumirea noastră este pentru că gunoiul este la doi pași aici, care tot mirosul vine când se încălzește puternic în vară, așa, tot mirosul se duce în bloc. E pus aici trei containere astea care sunt aici. Deși este o zonă puțin întinsă ca suprafață și cu puțini locuitori, cartierul Policlinică rămâne unul cu probleme mari, care întinde la maxim răbdarea celor care își duc traiul aici de zeci de ani.